Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil din municipiul Rădăuți găzduiește 80 de persoane, ceea ce înseamnă puțin peste jumătate din capacitatea de cazare. Directorul centrului, comisar de poliție Ionuț Calenciuc, a afirmat că din cele 80 de persoane cazate, 35 sunt solicitanți de azil în diverse stadii ale acestei proceduri, iar 45 au deja statutul de refugiat, ori ai unei alte forme de protecție. Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Rădăuți adăpostește la acest moment 80 de persoane, fiind ocupate puțin peste jumătate din numărul de locuri. Din cele 80 de persoane cazate, 35 sunt solicitanți de azil, adică încă se află în procedură de azil în diferite stadii, administrative sau judecătorești, iar 45 sunt deja beneficiari ai unei forme de protecție, adică au statut de refugiat sau protecție subsidiară. Din cei 35 solicitanți de azil, 5 sunt femei, iar 14 sunt minori, însoțiți fie de unul sau ambii părinți sau de către o rudă. Cei mai mulți solicitanți de azil sunt din Afganistan, adică 14, 11 din Pakistan, 4 din India și câte unul din alte state, cum ar fi Algeria, Camerun, Irak, Iran, Kuwait, Siria și Congo. Din cei 45 de beneficiari cazați la centrul de Rădăuți, 17 sunt femei. În momentul de față nu se observă o presiune suplimentară urmare a incidentelor din Afganistan. Din contră, în ultimele două luni se constată o scădere a valorilor medii ale cererilor de azil depuse în România. Capacitatea centrului de la Rădăuți este de 150 de locuri în momentul de față și se speră ca până în luna decembrie să fie finalizat un proiect de extindere, respectiv să mai fie create încă 100 de locuri.